Voi citi un singur verset din Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 14. Un verset foarte cunoscut de fiecare dintre noi și el spunea felul următor. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava. Singurului născut din Tatăl. Amin. Vreau în această seară să vorbim despre cea mai mare minune și cel mai mare miracol. Bineînțeles, toate minunile pe care noi le găsim pe paginile Sfintei Scripturi sunt mărețe și nemai întâlnite și nemai văzute de, de oameni. Dar vreau în această seară să vorbim despre miracolul întrupării Domnului nostru Isus Hristos și cred că acesta este cel mai mare miracol și cel mai supranatural, dacă vreți, lucru care s-a putut întâmpla în dreptul oamenilor, în dreptul omenirii. E așa că de cele mai multe ori atunci când vorbim despre o minune înfăptuită de Domnul Isus, cât a fost pe pământ sau de apostol după înălțarea sa la cer, Automat ne ducem cu gândul la minuni înfăptuite asupra oamenilor din jur și cred că acestea au fost cele mai multe. Vedem în, în Biblie și minuni asupra, asupra, sa și ne aducem aminte de Domnul Isus atunci când a mers, pe, a mers, pe, ape către ucenici și de episodul în care Domnul Isus dispare din mijlocul celor care au vrut să-L să omoare. Să și Putem să mai regăsim pe paginile Sfintelor Scripturi și minuni asupra, asupra naturii, asupra mediului. Privim înspre toate acestea și bineînțeles că ne place să vorbim despre ele, pentru că oarecum e o parte din Divin pe care oamenii l-au experimentat atunci și astăzi, la fel, Dumnezeu poate lucra prin semne și prin minuni. Și astăzi putem experimenta puterea lui Dumnezeu. Dar având în vedere că suntem în pragul acestei mari sărbători, sărbătoarea nașterii Domnului, vrem să privim astăzi înspre acest eveniment din această perspectivă și să credem că este cu adevărat un miracol. Vreau să vă spun că nu doar pământul și-a îndreptat atenția înspre acest eveniment prin oamenii din acea vreme, păstori, magi, preoți, chiar și împărați. Vedem faptul că cerul întreg își îndreaptă atenția spre întruparea Domnului Isus, acest eveniment minunat. Nu pot decât să-mi imaginez că în cer a fost o atmosferă atât de, atât de, atât de sublimă, atât de măreață, încât o parte din îngeri parcă n-au mai rezistat și au coborât să spună vestea păstorilor. S-a născut Mesia. Domnul Isus s-a Și vreau în această seară să privim spre nașterea Mântuitorului din perspectiva unei minuni, din perspectiva unei, unui miracol. De ce este nașterea un miracol? De ce este întruparea Domnului Iisus Hristos un miracol? Aș îndrăzni în această seară să, să fac o mică paranteză și să menționez faptul că nașterea în sine e un miracol. Este ceva gândit de Dumnezeu? De multe ori poate o luăm atât de ușor și nu ne gândim ce se întâmplă, de fapt, în pântecele unei femei însărcinate. Și Psalmul 139 știm cu toții că vorbește atât de, atât de clar și atât de frumos despre asta și spune, tu mi-ai întocmit rărunchii, tu mi-ai țesut în pântecele mamei mele, te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat ca nădâncimile pământului, când nu eram decât un plot fără chip. Ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite mai înainte de a fi fost runea din ele. Iată că perioada aceasta de dezvoltare a unei ființe uh, urmată de nașterea ei e un proces atent supravegheat de Dumnezeu. Îl implică direct pe el. Oare dacă stăm și ne gândim la acest lucru, nu este minunat faptul că Dumnezeu supraveghează, ne supraveghează încă din pântece. încă, din, pândece, încă de, uh, din momentul în care noi eram decât un embrion privirea Lui era țintită asupra noastră. Cu atât mai mult când vorbim de nașterea Domnului Isus, de întruparea Lui, putem spune și putem crede în această seară că da, a fost un miracol. În primul rând vreau să, vreau să specific faptul că întruparea e supranaturală. De ce? Pentru că ține de planul de mântuire gândit și creionat de Dumnezeu. Planul întrupării Mântuitorului nu ține de sfera umane, umană absolut deloc. N-a fost un moment în care să se adune marii preoți, cărturari și învățații vremii să pună la cale un plan. Mă, fraților, noi acum avem nevoie de un Mântuitor, avem nevoie de un Mesia. Ei știau că trebuie să vină. Hai să facem cuva să poate să punem pe unul dintre noi. Și știm că poporul evreu avea ceva experiență, n-aș face idol și Dumnezeu și să se închine înaintea lor, Dumnezeu fals. Nici de cum. Nici măcar Maria nu a fost întrebată: Vrei tu să fii mama Mântuitorului? Ea a fost direct aleasă și planul a fost realizat direct de Dumnezeu însăși și pus în aplicare tot de el. Da, Dumnezeu a ales oameni precum Maria, precum Iosif, Ioan Botezătorul și alții care să stea la îndemâna Lui Dumnezeu în împlinirea acestui plan măreț. Dar în, în definirea planului, în gândirea lui, nu a fost implicat omul și nici nu avea cum, pentru că întruparea e supranaturală și nu vine de la oameni. Pe de altă parte, vreau în această seară să vă spun că întruparea e supranaturală pentru că se realizează printr-o fecioară, prin Maria. Și Isaia, capitolul 7, versetul 14, ne spune De aceea Domnul însuși va da un semn. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și îi va pune numele Emanuel, adică Dumnezeu este cu noi. Am dacă stăm să ne gândim strict din punct de vedere uman, nu putea fi ceva normal. Tocmai pentru că avea un caracter supra natural. Dacă ne gândim strict biologic, nu ne putem explica cum o fecioară să rămână însărcinată. De ce nu putem? Pentru că e ceva supranatural. E ceva care rămâne în, în jurisdicția lui Dumnezeu. Nu ne-o putem explica și nici nu cred că vrem asta, pentru că datoria noastră este să credem în Dumnezeu, să credem că, da, El lucrează într-un mod supranatural și lucrează cum vrea El, sunt ferm convins că au fost ochi care au judecat-o aspru pe Maria în acea vreme. Poate Iosif și Maria au fost puși la disciplină luni întregi. Poate nici cine n-au mai avut voie să ia. Și poate nici un preot n-a vrut să pună mâinile peste ei și să-i cunune. De ce? Asta pentru că oamenii, deși așteptau un Mesia, deși așteptau întruparea, nu puteau pricepe în tocmai planul prin care întruparea se realiza. Și asta pentru că a fost ceva supranatural. Și ei se așteptau ca întruparea să fie 100% umană. Dar nu. Din, privind din perspectiva asta, și înțelegem că întruparea e un miracol pentru că e ceva supranatural. De asemenea, privim înspre ea și vedem că în centrul acesteia este Hristos. Este vorba de Hristos. Și Ioan capitolul 3, versetul 31 ne spune Cel ce vine din cer este mai presus de toți. Cel ce este de pe pământ este pământesc și vorbește ca de pe pământ. Cel ce vine din cer este mai presus de toți. Și mai clar versetul care l-am citit pentru seara asta. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui în tocmai ca slava singurului născut din tată. Cuvântul s-a făcut trup. Chiar dacă s-a întrupat. Chiar dacă e, El s-a făcut om pentru noi. El a rămas din Tatăl. A spune, da, nu prea are cum, nu prea are logică, ori da, ori ba. Tocmai, faptul că întruparea e ceva supranatural, ceva care nu s-a mai văzut niciodată în lume și nici nu se mai putea vedea, este ceva unic, este ceva măreț, face din eveniment în sine un mare miracol, o mare minune. Și lucru care îi dă cea mai mare greutate și cea mai mare valoare este faptul că însuși Fiul, nu oricine, însuși Fiul se întrupează, chiar Hristos. Oare chiar, mă gândeam, oare chiar nu s-a găsit nimeni să vină în locul lui? Oare chiar el trebuia? Oare nu putea Mihail, poate, oare nu putea Gavril să vină? De ce Hristos? De ce tocmai el? Pentru că era singurul fiu. Știm că natura umană era atât de păcătoasă și noi ca oameni nu mai puteam avea acces la Tatăl. Pentru că păcatul a creat un zi de despărțire între, între, Dumnezeu și om. Și răsplata păcatului era moartea. Iar Satan avea puterea morții și avea păcătoșii în ghearele lui. Și la fel cum se spunea mai devreme, a fost nevoie de cineva să ia forma umană, să se întrupeze. A fost nevoie de cineva să trăiască în această lume plină de păcat, dar totuși să trăiască o viață întreagă fără să săvârșească nici măcar un păcat. A fost nevoie de cineva care să birie până și moartea și știm că a ieșit biruitor prin cruce și satan să nu mai aibă nicio stăpânire asupra morții omului. A fost nevoie de cineva care să stea atârnat pe cruce între cer și pământ, pus în fața morții. Și acel cineva a fost însuși Hristos. Și știm că Satan n-a mai avut nicio putere asupra lui, nimic să-i bage de vină, pentru că Hristos a fost găsit perfect în toate, fără vină și fără păcat. Și prin El se reface, dacă vreți, din nou podul între, între om și Dumnezeu. Vă întreb eu în această seară: cine putea să facă asta? Doar o parte din Dumnezeu, doar Hristos. Și eu nu pot să numesc as, as, altfel asta decât supranatural, când mă gândesc la întruparea Domnului Isus Hristos. Și știu că a fost nevoie de o dragoste supranaturală, o dragoste pe care oamenii nu înțeleg, ca omul să fie reabilitat, ca el să fie restaurat. Și asta a fost făcută prin el, prin Hristos. Și noi în această seară vrem să îl lăudăm, să-i mulțumim și să-i dăm. Slavă! De ce întruparea mai e supranaturală? Pentru că privim la întreg evenimentul și ne dăm seama că nimeni și nimic n-a putut să împiedice acest eveniment, această întrupare a Domnului Isus Hristos. Și aici, bineînțeles, mă gândeam la porunca care a venit din partea lui Cezar, știm atât de bine, ca fiecare iudeu să meargă în cetatea lui să se înscrie. Imaginați-vă numai situația în care se regăsea Maria însărcinată, poate cu dureri și mergând greoi, Maria este nevoită să se pună pe măgar și să pornească din Galileea în Betleem, vreo 170 de kilometri, câteva zeci de ore bune de mers. E greu să mergi în avion pe un fotoliu confortabil cu căștile în urechi ascultând muzică, dar amite pe un măgar care merge prin toate hârtopele o călătorie de genul putea, putea atât de ușor să pună viața Mariei și viața pruncului în, în pericol. Apoi vedem că Maria și va ajung la Betlem și nu găsesc loc de poposire. Din nou o situație în care nu se voia altceva decât să se împiedice întruparea lui Hristos. Știm atât de bine condițiile în care Maria a născut într-un graj, pe, pe paie, cu mizerie, animale pe lângă ea poate a născut singură. Clar nu erau condiții prielnice pentru o naștere. Și da, și acest lucru putea fi o piedică în planul de întrupare a Mântuitorului. Și apoi, bineînțeles, nu uităm de episodul în care împăratul Irod află de nașterea Mântuitorului și pruncește ca toți pruncii de la doi ani în jos din Betreiem să fie omorâți. Și asta, tot o încercare a celui rău de a distruge planul lui Dumnezeu prin care Hristos să vină în trup, să se întrupeze în lumea noastră. Dar ce nu a știut el este faptul că nu avea de-a face cu oameni. Nu are de-a face cu ceva limitat și muritor. Întruparea a fost ceva supra-natural, venită de sus, de la Dumnezeu. Și Dumnezeu, când spune un lucru că așa trebuie să fie, Așa se întâmplă 100%. Poate să vină Cezar, poate să vină Irod, oricine și oricât. Hotărârea lui Dumnezeu, aceasta se împlinește și aceasta în picioare, ori cât ar încerca cei răi să distrugă. În al doilea rând, întruparea este un miracol pentru că întruparea e foarte precisă, extrem de precisă. Vedem pe paginile Sfântului Scripturi că încă de la începuturile lumii se conturează un plan un plan prin care Dumnezeu orchestrează și conduce în așa fel încât lucrurile uh, uh, se are în vedere salvarea omului. Și Genesa capitolul 3 versetul 15. Imediat după ce omul cade în păcat. Biblia spune: Domnul Dumnezeu a zis lui pentru că ai făcut această aceasta, blestemat ești tu între toate vitele și între toate animalele câmpului. Vei merge pe pânticile tău și vei mânca țărână în toate zilele vieții tale. Și vrăjmășie voi pune între tine și femeie și între sămânța ta și sămânța ei. ia va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcăiul. Încă de la începuturile lumii se vorbea despre și se avea în vedere întruparea lui Mesia, întruparea Întuitorului aproximativ șase mii de ani înainte ca întruparea să aibă loc. Nu e cam mult. Nu e cam de vreme. Când mă gândesc că noi ca oameni ne facem planuri poate pe semestru, poate pe un an, dacă e ceva mai complex pe câțiva ani, zic maxim 10 ani, mai mult decât atât, noi ca oameni am observat că niciodată nu prea putem să ne ținem de planificarea pe care am avut-o la început și deseori sunt tot felul de de procedee prin care extindem perioada pe care noi am gândit-o. Când vrem să gătăm un proiect anume și nu ne încadrăm, mai punem o lună, mai punem două luni. Și asta poate planuri de durată scurtă, de durată medie. Imaginați-vă că de la Avram până la Hristos au fost 42 de generații. De la Adam până la Hristos peste 42. Și în tot acest timp apare această informație, informație că întruparea lui Mesia va avea loc. În cartea Isaia, cu 700 înainte de Hristos, de aceea Domnul însuși va da un semn. Iată, Fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și îi va pune numele Emanuel. Isaia 9 cu 6, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe omorul lui. Îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, părintele veșnicilor, domn al păcii. Mica, tot în perioada aia, 750 înainte de Hristos. Și tu, Betleeme, frata, măcar că ești prea, prea, mică între cetățile de căpetenia lui Iuda, totuși din tine va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui o să suie până la vremuri străvec, până în zilele veșniciei. Zaharia, mai aproape, 470. Saltă de feselie fica Sionului, strigă de bucurie fica Ierusalimului. Iată că împăratul tău, Vine la tine. El este neprihănit și bruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Privim și spre Isaia 53, care vorbește despre suferințele Domnului nostru Isus Hristos. Și iată că avem profeți care vorbesc nu doar despre nașterea Domnului Isus Hristos, ci despre evenimente care vor avea loc în viața lui Isus, cât timp era întrupat, cât timp era în trup. Eu vă întreb, dacă era ceva uman, oare nu se pierdea în timp? Se puteau împlini oare toate așa la virgulă, cu exactitate? Eu cred că nu. Și Hristos ne spune atât de frumos în Matei capitolul 5, versetul 18, că ce adevărat vă spun, câtă vreme nu vor trece cerul și pământul nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Așadar, privim în această seară spre întrupare, Hristos și spune că într-adevăr e un miracol, e o minune pentru că e un eveniment foarte precis, de exactitate și o precizie pe care doar Dumnezeu o poate da și doar când El conduce lucrurile se întâmplă astfel. La treia rând vreau să spun că întruparea e cu adevărat un miracol pentru că vizează toți locuitorii pământului, din toată istoria. Îmi place următorul detaliu al, al întrupării. Vestea a fost dată magilor, care erau învățați și poate erau oameni importanți. Nu doar că erau învățați, aveau și bogății, aur, smirnă, tămâie. Vestea a fost dată păstorilor, care erau oameni simpli și poate mai săraci și mai marginalizați. Mai mult decât atât, vestea a fost dată unui împărat, lui Irod. Fiecare dintre aceștia au avut șansa să se întâlnească cu miracolul, cu Hristos. Nu doar păstorii, nu doar magii și Irod a avut șansa lui. Bineînțeles, știm că nu a acționat corect. Trecem de ei și ajungem astăzi în zilele noastre. De ce credeți că a ajuns până la noi această veste minunată a întrupării Mântuitorului? De ce nu s-a oprit, nu știu, poate cu, odată cu înălțarea lui Hristos la cer. De ce nu s-a blocat undeva în istorie? De ce e valabil astăzi și pentru noi? Și iată că a parcurs toată istoria până la noi. De ce e valabil și astăzi când trăim într-o societate atât de liberă și independentă și modernă și tot ce vrei? Pentru că în T Timotei, capitolul 2, cu versetul 3, ne spune Dumnezeu vește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mișlocitor între Dumnezeu și oameni. Omul Isus Hristos. Și fapte, capitolul 17 cu 30, spune că Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni ce să facă? Să se pocăiască. O întrupare care e general valabilă pentru toți oamenii. O ușă a mântuirii deschisă înspre planeta Întreagă. Nu doar magii, nu doar păstorii și împărații din anul întâi, ci și poate medici, profesori, ingineri și constructori, toți oamenii din 2023. Întruparea are loc și pentru noi, pentru fiecare dintre noi. De ce e un miracol? Pentru că această întrupare are un efect în toată istoria până astăzi. Puteam noi să zoare schimba ceva dacă întruparea era destinată doar și doar poporului Israel, de exemplu? Dacă planul de, de mântuire se adresa doar lor pentru că pur și simplu Dumnezeu așa voia, puteam noi astăzi să luptăm împotriva lui Dumnezeu? Nici de cum. Totuși, stăm astăzi aici și privim la ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copiii lui Dumnezeu. Și suntem, spune Biblia. De ce? Pentru că miracolul întrupării lui Mesia a ajuns și la noi și ne-a cuprins și pe noi. Și noi în această seară nu facem altceva decât să-i mulțumim și să lăudăm numele Lui. Și în ultimul rând vreau să spun că, da, într-o pare e un miracol pentru că aduce viață din nou pe pământ. Roman 5 ne spune faptul că pe pământ domnea moartea și omul prin natura sa era cufundat atât de adânc în moarte și efectiv nu mai era nicio șansă pentru el. Astfel, dar, după cum printr-o singură greșeală a venit o sândă, o sândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii, o hotărâre de neprihănire, care ce face? Dă viață. Căci după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa prin ascultarea unui singur om, cei mulți vor fi făcuți neprihăniți. Iată dar că omenirea renaște și noi astăzi putem să ne bucurăm de acest statut de născut din nou. Putem avea viață și asta este un miracol. Să iei ceva mort, să iei ceva fără viață, fără posibilitatea de, de a face ceva. E mort, nu mișcă, nu face nimic. Are loc într-o parea lui Mesia și prin ea, prin credință, vine această, această hotărâre de neprihănire care dă viață peste noi, peste cei morți care odinioară zăceam în păcat și eram morți. Și astăzi, prin întruparea Lui Hristos, avem viață și ne bucurăm de prezența Lui în viața noastră. Vreau în această seară, concluzionând, să vă spun că prin această întrupare noi am primit un copil și nu orice copil, chiar Fiul, chiar Hristos. Un nume, Emanuel, un nume prin care Dumnezeu ne transmite că este cu noi. Nu ne-a abandonat, chiar dacă noi, prin păcat, am făcut acest lucru, vedem că Dumnezeu nu renunță niciodată la noi. Și am primit un dar, și anume mântuirea. Și Biblia ne spune că nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer. Niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Da. Întruparea e un miracol pentru că e supranaturală. Deoarece ține de planul de mântuire a de Dumnezeu, se realizează printr-o fecioară, prin Maria, în, toată, în tot planul ăsta este vorba de Hristos, Fiul, chiar El, și nimeni n-a putut să împiedice această lucrare și acest plan măreț. Întruparea e un miracol pentru că e foarte Precisă și lucrurile se întâmplă exact cum trebuie să se întâmple, întruparea vizează toți locuitorii Pământului și întruparea aduce viață din nou pe Pământ. Vă chem în, în, în prag de mare sărbătoare să privim înspre această mare întrupare, acest mare eveniment, ca la un miracol și să înțelegem că nu n-am fi meritat. N-am fi meritat, dar dragostea Lui ne-a adunat astăzi în acest loc ca și copiii ai săi, ca și răscumpărați ai săi, ca și beneficiari de acest mare miracol întruparea Domnului Isus Hristos. Dumnezeu să ne ajute ca în fiecare zi să apreciem ceea ce a făcut El pentru noi și să ne gândim că n-am fi meritat nimic, dar El este Cel care și-a arătat dragostea Lui față de noi într-un mod atât de minunat. Doamne ajută-ne pe fiecare. Amin.